Mă îndrept spre Rome Expo pentru că are loc Cosmetics Beauty Hair și vreau să trec și eu pe acolo să vedem ce standuri sunt, cine participă, ce pot să-mi cumpăr. Știu că participă cei de la Golden Rose și am văzut pe pagina lor de Facebook că au un stand chiar foarte mare și vreau să văd ce produse mai au, pentru că la standul unde mă duc eu în Coran nu sunt foarte multe, foarte multe produse. Da. Mă duc la Rome Expo, mă duc și la Top Line, pentru că și ei au în această perioadă un târg și au reduceri foarte mari și să vedem și de acolo ce aș putea să-mi cumpăr. Am așa în cap câteva lucruri, să vedem dacă le și găsesc. Plină astăzi, am fost pe la fel și fel de târguri, la Rome Expo, la Top Line, am fost și la cumpărături. Cred că o să fac un haul și o să vă arăt ce mi-am cumpărat de la aceste târguri. Nu mi-am luat foarte multe lucruri, dar mi-am cumpărat ceva și cred că o să vi le arăt cel mai bine într-un haul, pentru că în vlog ar dura mult prea mult să vă arăt ce mi-am luat și să vă spun un pic despre fiecare. Acum am ieșit cu soțul meu, ne ducem să ne întâlnim cu prieteni. Uite, lanternă pentru Halloween. Avem, da. Și am ajuns la Jumbo. Aici cred că o să stăm până se va închide, vreo 2 ore. Frumoase caietele. A, uite, asta cu papagali îmi plac. Ce frumoase sunt. Cât costă? 10 lei, asta 10 lei. Îmi plac. Da, suntem la Jumbo. E o nebunie, deci au apărut decorațiunile de Halloween la Jumbo. Da, și după ce vor să fie date jos decorațiunile de Halloween, vor să apară cele de Crăciun, adică... Da, mă mir cum de n-au apărut deja. Da, arată oribil. Ia să-mi pun un coif de la de vrăjitoare. Asta îmi place. Doar că nu mi-o pot înfige prea bine pe cap pentru că am părul prins, dar îmi place. De Mickey Mouse, de Minnie Mouse. Nu-mi place. Sau așa de drăgușor, dar nici asta nu prea îmi place. Ia, de pirat. Asta îmi place. Deci asta e de vrăjitoare pe care o pun acum. E oribilă, dar în fine. De cowboy. Asta e de copii, pentru că... Și de Zorro. De Zorro. Asta de Zorro îmi place, dar nu e bună, pentru că sunt de copii, cred. Nu, nu-mi plac. Asta de ce vrea să fie? Da, îmi place. Ce ori moarte. Ce oribil. Decorațiuni de Halloween. Da. Astea sunt drăguțe, gărdulețele astea din plastic. Și cu placa asta mortoară. Deci au o groază de nebunii, au farfurii, au șervețele, au coșuleți din plastic. Interesant. Au și machiaje pentru Halloween. Oh, Doamne! Deci această agendă îmi place foarte mult, e foarte drăguță și în interior. Nice, costă 10 lei. Cam scumpă, dar e frumoasă.
Îmi place că la Jumbo găsesc tot timpul organizatoare pentru make-up și eu de aici mi-am luat organizatoarele acestea pentru ruj. Și acum văd că au mult mai multe opțiuni. Au chestia asta care mi se pare super, super tare și aș vrea să-mi iau și eu. Îmi place. Sunt în raiul brățișoarelor parfumate. Set 5 tipuri diferite de brățișoare, 10 lei. Și Vanilla Honey, nu știu, n-am avut niciodată, Sandalwood îmi place, Lavanda îmi place, Jasmine îmi place, Yasomie, Black Opium am avut și e ok mirosul, e mai tare, dar îmi place cât de cât. Cu cutii foarte frumoase, sunt cutii din metal, uitați-o pe aceasta, Macarons, ce drăguță este. Și este doar 15 lei, adică prețul e super bun, comparativ cu restul supermarketurilor care vând astfel de produse, că prin supermarketuri l-am mai văzut. Și aceasta e drăguță și este 8 lei această cutie. Eu o am pe aceasta de ceai și o mai am pe aceasta pentru zahăr, dar țin în ea tot ceai. Suntem la căni, uitați cât de mare este această cană. Deci, e imensă, e cât capul meu de mare. Și aceasta e drăguță. Sunt foarte drăguță, îmi place asta cu Mickey Mouse, cu Goofy, cu Donald Duck. E foarte drăguță. Și îmi place asta cu pisicuțe foarte mult. Cam așa arată. Sau asta, iar îmi place mesajul de pe ea, mai degrabă. Și mai este și această ceșcuță cu portocaliu în interior. Da, sunt haioase. Și îmi plac aceste cănuțe pentru limonadă. Îmi doream de mult să găsesc când din acestea și nu știam de unde să cumpăr. Și uite că le-am găsit la Jumbo. Este 6 lei una. Am plecat de la Jumbo, ne ducem spre casă, suntem deja în mașină. Am făcut câteva cumpărături la Jumbo și dacă vreți să vedeți un haul cu ce mi-am luat de la Jumbo, spuneți în zona de comentarii sau poate le includ în haul cu ce mi-am luat de la târgurile de cosmetice, că nu sunt foarte multe lucruri nici dintr-o parte, nici din cealaltă și ar cam merge împreună. Sunt la hotelul Marshall Garden, unde are loc un eveniment din partea revistei Unica. Cam aceasta este panorama, sunt pe terasă pentru că evenimentul încă nu a început. Și o să vă spun despre ce s-a discutat acolo când ies de la eveniment. Ne întoarcem acasă de la film. Am fost la copii, domnișoarei Peregrin. A fost drăguț filmul. Un fel de film de copii, dar nu copii foarte mici, copii ceva mai mari. Dar mie mi-a plăcut foarte mult. A fost interesant. Astăzi am făcut curățenie un pic prin sertarul meu cu machiaje și cred că o să fac un clip și o să vă arăt ceea ce am scos ca să arunc. Dacă vreți să vedeți clipul acesta, îmi spuneți în zona de comentarii pentru că nu l-am filmat încă. Și cam acesta a fost vlogul de săptămâna aceasta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să-i dați un share. Să vă abonați canalul meu de YouTube în cazul în care nu ați făcut-o deja. Vă puteți găsi pe toate canalele social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare v-am pupat toate cele bune. La revedere!